ți-ar plăcea să vezi în fiecare săptămână locuri noi și în fiecare zi să ai senzația că ești în vacanță? Poate ți se pare cam mult, dar sunt oameni pe pământul acesta care au o legătură puternică cu mama natură. Oameni care se simt bine doar în sânul verde al pădurilor și zâmbesc fericiți când briza mării le mângâie fețele. Oameni care nu pot sta într-un singur loc. Se numesc nomazi. Armando și Mela au vândut tot ce aveau, iar în 2012 și-au cumpărat o dubiță, Morc, și au început să călătorească în toată lumea. Au ajuns și în România, unde au fost vrăjiți de frumusețea Deltei Dunării. We visited the Danube Delta in April and discovered a completely new world. Armando este regizor și locuia în Italia. El filmează materialele, iar Mel, soția lui, scrie despre locurile pe care le vizitează. Cine vrea să le vadă aventurile, trebuie să plătească. Așa au reușit să călătorească în ultimii 9 ani. În funcție de cât sunt de activ, cheltuie pe lună între 400 și 800 de euro. I can work from really nice places with birds singing and the wind on the leaves on the trees, and the nature is it's a big source of inspiration. The fact of living in a van is that you can visit a place, but you don't have to go back home. You can stay and get absolutely the best out of it. So the best sunrise and sunset, even if it's not super comfortable to live in a van, but that's why we do it since 2012. În 9 ani, Mel și Armando au vizitat 26 de țări de pe 3 continente. Au fost impresionați de Spania și Portugalia. De câteva luni au fost nevoiți să iau o pauză de la călătorit, dar într-o lună se pregătesc să meargă în Munții Alpi și în Turcia. We've got 2 dogs now and it's not a big RV, it's a small VW van, and we just adapt. When I lived in Montana, I was a restoration artist for photographs by hand, and now I'm doing it by digital. Memorable, magical, invigorating. Exploring the Danube Delta was simply unforgettable.